ca urmare a rezultatelor foarte bune ale elevilor, dar și a implicării cadrelor didactice, Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie și-a redobândit titlul de Colegiu Național, pe care l-a deținut mai bine de 20 de ani, dar pe care l-a pierdut în 2015 ca urmare a reorganizării sistemului educațional din România. Cu o rată de promovabilitate a examenului de bacalaureat de peste 90% obținută în ultimii ani, cu peste 160 de medalii și premii obținute de elevi la nivel internațional, național și regional și cu profesori dedicați performanței, doi dintre ei cu titluri științifice de doctor, Unitatea de Învățământ din Orăștie și-a recăpătat anul acesta prestigioasa titulatură de Colegiu Național. Începând cu 1 septembrie 2024, Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie va redeveni Colegiul Național Aurel Vlaicu din Orăștie. Este un moment important pentru întreaga comunitate și ne bucurăm cu toții. Pot să vă spun că este rezultatul muncii în echipă. Încă din 2015, de când mai multe unități de învățământ, nu doar din județul Hunedoara, doar din toată țara, conform noilor prevederi, și-au, să spun așa, reorganizat din acest punct de vedere, întregul colectiv de cadre didactice din cadrul liceului, precum și toți partenerii educaționali, au avut acest obiectiv comun de a redobândi titlul de colegiu. Mai ales că vorbim de unitate de învățământ de referință din județul nostru, de prestigiu, care de-a lungul anilor a format oameni, absolvenți, care au avut cariere impresionante în foarte multe domenii de activitate. Dar trebuie să vă spun că au fost mai multe criterii, conform ordinului de ministru, pe care unitatea de învățământ a trebuit să le îndeplinească. Unul dintre aceste criterii se referă la rata de promovare a examenului de bacalaureat din ultimii 3 ani. Anul 2024, să spun, a fost anul în care, iată, am reușit să îndeplinim acest criteriu, repet, în primul rând, datorită muncii profesorilor și a elevilor, vorbind de ultimele generații, de elevi din cadrul colegiului. Pe cât de grea a fost munca de redobândire a statutului de colegiu național, pe atât de ușor se poate pierde dacă performanța nu va fi menținută. Această titulatură nu doar că ne onorează, dar mai mult decât atât ne și responsabilizează. Pentru că noi trebuie să ne menținem la nivelul de colegiu. Prin urmare, va trebui să ne preocupăm și mai mult de pregătirea elevilor pentru examenele naționale, dar și pentru toate competițiile, olimpiadele la care participă. Pentru că, pe lângă rata de promovare la examenele naționale, mai a contat foarte mult și rezultatele obținute cu elevii la olimpiade, la concursuri, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, toate distințiile și premiile pe care unitatea de învățământ le-a primit în ultimii ani.